Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova TV. Invitatul meu de astăzi este domnul senator PSD, Marius Toantină. Bine ați revenit în emisiune, domnule senator. Bună ziua, bine v-am regăsit. Să începem, pentru că tot a vuit toată presa națională cu acel incident care a avut loc la Casa de Cultură. Trebuie să spun spectatorilor că emisiunea noastră a fost programată cu mult înainte ca da. să aibă loc acest incident, deci nu este un prilej să discutăm acest... Dar dacă s-a întâmplat, eu zic că din punct de vedere jurnalistic ar fi incorect să-l ignorăm total. După cum probabil toți făgărășenii știu, niște participanți la această ședință care a avut loc la Casa de Cultură au agresat uh, atât verbal cât și fizic uh, câțiva consilieri. Consilierii au ajuns uh, unii dintre ei chiar și la spital, uh, probabil din cauza tensiunilor. Am informații că uh, părintele Klein uh, a avut chiar o tensiune foarte mare, 23 cu 13. Și așa mai departe, deci s-a dus într-o stare gravă acolo. Cum vedeți dumneavoastră acest incident? Ceea ce s-a întâmplat acum câteva zile la, la Casa de Cultură, la ședința uh, convocată de îndată, iar locația a fost aleasă intenționat la, la Casa de Cultură, nu este o premieră. Premieră este doar agresarea fizică a, a consilierilor în cauză. La câteva ședințe la care am participat anterioare, de cursul timpului, sau pe care le-am urmărit pe, pe pagina de, de, Facebook a primăriei, acele persoane care s-au erijat în, în agresori au participat aproape de fiecare dată. Astfel că această atmosferă de tensiune și de amenințare la care sunt supuși cei 10 consilieri, doar de este vorba cei care sunt de partea primarului, nu, sunt supuși acelorași uh, riscuri. Uh, aceste uh, persoane, în permanență, au, au creat o stare de tensiune după părerea mea, sunt chemate în mod, în mod, intenționat. Nu înțeleg nici convocările acestea de îndată și nici această publicitate în jurul proiectelor acestora de bugetare participativă. Eu am considerat de la început că această bugetare participativă este doar un mecanism prin care bani publici pleacă înspre anumite firme și știm foarte bine că presa vorbește în mod special de două firme. Dar să luăm istoricul uh, acestor contracte care au generat acest incident. Uh, proiectele respective au fost aprobate de către Consiliu în 2020. Le au fost uh, și plătite. Iar perioada inițială de implementare era de șase luni, undeva în septembrie 2020 trebuia să fie implementat. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Au fost două sau trei amânări de implementare, iar acum consilierii nu au mai vrut să voteze această amânare de implementare a proiectelor. Astfel că persoanele în cauză, autoritățile, în speță domnul primar, ar fi trebuit să se îndrepte împotriva firmelor care n-au făcut, făcut, făcut implementarea și nu împotriva Consiliului care nu vrea să, să voteze prelungire. uh, prelungirea termenului de implementare. Și spun următorul lucru, fără teama de a greși, că la acest moment cei 10 consilieri, poate pentru prima dată după 1990, este. O parte a Consiliului care cu adevărat ține cu acest oraș. Nu pot fi acuzați de interese personale, luați fiecare în parte, nu au niciun interes personal. Iar dacă ne uităm la cei 10 consilieri, toți au profesiile lor, meseriile lor, pregătirea lor uh, profesională și educațională. Ceea ce s-a întâmplat este regretabil. Eu consider că, la acest moment, domnul primar ar trebui să iasă și să-și ceară scuze în primul în față de consilieri, unii dintre ei victime, da. uh, un, victimele unor agresiuni fizice și în primul în față de cetățenii Făgărașului. Pentru că la acest moment domnul primar nu se mai identifică cu interesul cetățenilor și nici cu ținuta morală și socială a cetățenilor din Făgăraș. Îl rog pe această cale să facă acest gest de minim bun simț, pentru că s-a ajuns și în presa națională acest scandal. Iar cred că și consecințele vor fi penale în acest caz. Cred că în presa națională s-a exagerat un pic, nu, pe dorința pe de, de parte, rating, de... Așa face să se prezintă lucrurile mult mai, cum să zic eu, exacerbat față de ce s-a întâmplat cu adevărat. Însă, ca să spun și eu punctul de vedere mie mi este uh, incredibil că cineva un făgărășan de al nostru poate să l îmbrâncească sau două mă refer la două persoane da. la părintele Klein da. care este un om extraordinar de echilibrat de l-am avut aici în emisiune era de partea cealaltă a baricadei în acel moment și uh, atunci a, a avut puterea să recunoască niște greșeli pe care le făcea le făcea puterea, că erau cei din grupul de care era dumnealui. Și spunea că totul prin dialog se să, să rezolvă. Asta e un aspect al problemei. Deci, un om extrem de echilibrat. Este un om calm care are doctorat în, are un doctorat de adevăratelea, nu din acela uh, făcut, fircălit, cum îl spun unii. Și al doilea a ajutat foarte mult făgărașul. Gândiți-vă, eu știu cât am lucrat la spital, numai câte ajutoare a dus la, la spital și în întreg oraș. După aceea, acele tabere pe care le-a organizat la Bărcut, la Zelistat, la unde... Deci puternic implicat, concertele pe care le face de Crăciun în fiecare, un om cu totul, cu totul deosebit, să dai într-un asemenea om este incalificabil. Aceeași caracterizare Pot să le fac și eu, celor doi consilieri locali PSD, Corina Polmolea și Cristi Ludu. La fel, niște oameni de bun simț, niște oameni care nu au cedat niciodată presiunilor venite din interiorul partidului, ca ei să se retragă sau să-și dea demisia. Cei 10 consilieri supuși opropriului public, prin acele benere care sunt și acum în fața Casei de Cultură și la terasa Litoral, uh, nu fac cinste acestui oraș. Am ajuns să stigmatizăm uh, legislativul făgărașului. O asemenea atmosferă în făgăraș nu a fost niciodată. Niciodată benefic, nu a fost da, pentru... o asemenea atmosferă de dezbinare și de ură și de stigmatizare împotriva unor consilieri locali. Pentru... Iar cei 10 consilieri locali au făcut obiectul și incidentelor care s-au petrecut în septembrie 2021, când s-a încercat crearea cadrului legal pentru ca ei să fie excluși din. Consiliul Local. Nu se poate. Dacă domnul primar nu poate să gândească decât pe persoană fizică, dacă domnul primar se consideră un tartor sau un vătaf de moșie mică în Făgăraș, atunci îl rugăm frumos să meargă în altă parte, unde comportamentul acesta este tolerat. Făgărașul, la acest moment, și făgărășenii nu se identifică cu un asemenea comportament, și aici aș vrea să închei acest da. subiect. Da. Așa și eu aș face totuși un apel la reconciliere deci. între cele două părți, pentru că numai prin dialog se pot rezolva lucrurile. Nu prin violență, numai și numai prin dialog. La acest moment, cei și... 10 consilieri reprezintă făgărașul și interesul făgărășenilor. Eu zic sunt că atât de și multe ceilalți, probleme, senator. Și Vorbim doar de cei 10 consilieri, pentru că ei sunt stigmatizați și ei sunt puși la stâlpul infamiei, în fața Casei de Cultură. Vorbim doar de ei. Pe mine nu mă interesează ceilalți 9 consilieri pentru că nu sunt în discuție. Dar cei 10 consilieri care, la acest moment, sunt puși la stâlpul familie, reprezintă interesele cetățenilor. Bine, închem acest subiect cu, încă o dată, cu un îndemn din partea mea la reconciliere și muncă pentru, pentru orașul nostru. Să trecem acum la uh, legile justiției, mult comentate, iarăși, în presa uh, națională și chiar internațională. S-a da. discutat și în presă despre legile justiției în, în România. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Sunteți și în comisia da. juridică? S-a bătut foarte multă monedă, s-a dezbătut și s-a dezbătut acest subiect. Privitor la faptul că nu mai există sancțiune disciplinară pentru magistrați, nerespectarea deciziilor Curții Constituționale și deciziilor în alte curți de casație și justiție, care sunt uh, chemate în anumite momente, când o lege este echivocă, să se pronunțe, fie Curtea Constituțională, printr-o excepție de neconstituționalitate. Fie în alta curte de casație și justiție, printr-un recurs în interesul legii, sau când ni se solicită să pronunțe o hotărâre prealabilă, dată, cum spune și titlul ei, în interesul legii. Nu sunt de acord cu această tevatură care s-a creat în jurul acestul, acestui articol. De ce? Pentru că magistrații sunt obligați prin norme constituționale, iar, iar Constituția prevede. În mod expres că deciziile curții constituționale sunt obligatorii. Deci, ele sunt obligatorii prin norme constituționale, care în ierarhia normelor juridice din România este cea mai înaltă, iar deciziile pronunțate de înalta curte de casație și justiție în procedurile anterior amintite sunt obligatorii. Dacă noi, în România, avem nevoie de o sancțiune disciplinară ca magistrat, care se oblige pe magistrat să respecte aceste decizii, înseamnă că nu mai avem magistratură. Nu, da. nu este uh, binevenit acest scandal. Din păcate, nu s-a explicat într-un mod concret și profesionist care, care este statutul deciziilor uh, pronunțate de Curtea Constituțională și de înalta Curte de Casație și Justiție o magistratură nu trebuie să fie, sau o tagmă, cum este tagma magistrației, nu trebuie să fie constrânsă prin sancțiuni disciplinare să respecte norme constituționale sau norme date de cea mai înaltă instanță în ierarhia instanțelor în alta curte de casație și justiție. Și concluzionez spunând că sunt teme false, teme pentru dezbateri care să abată atenția de la problemele reale ale acestei țări. Uh, o nouă concluzie, dacă mi-o dacă mi -o permiteți, legile justiției la acest moment sunt, sunt, binevenite. Era nevoie de un, nou cadru, de un nou cadru legislativ. Iar mult tevatură s-a făcut pe acea temă a prescripțiilor. Da, este o situație reală. Acel articol 155 alineatul 1 din noul cod penal a fost declarat neconstituțional în 2018. Revin din nou la Constituție. Constituția spune că în momentul în care o lege sau un articol dintr-o lege este declarat neconstituțional, norma respectivă sau legea respectivă se suspendă de drept timp de 45 de zile. Perioada în care Parlamentul este obligat să pună norma sau legea respectivă în acord cu dispozițiile uh, din, deciziile, uh, din decizia uh, Curții Constituționale, prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate. Dacă în termenul de 45 de zile, cât norma declarată neconstituțională este suspendată, nu este pusă în, în acord cu deciziile Curții Constituționale, ea iese de drept din vigoare. Echivalează admiterea unei excepții de neconstituționalitate cu o uh, abrogare a normei respective. Din 2018, de la momentul pronunțării deciziei de către Curtea Constituțională și de la momentul expirării celor 45 de zile, respectivul articol nu mai era în vigoare. S-a dat pe aceeași problemă, s-a ridicat din nou excepție de neconstituționalitate în 2022. La fel s-a constatat neconstituționalitatea a doua oare, ceea ce era evident. Și de-abia, după decizia, cea de-a doua decizie din 2022, s-a intervenit legislativ prin procedura delegării de legiferare a ordonanțelor de urgență a Guvernului și s-a îndreptat această eroare din codul penal. Din păcate, vinovați de neaplicarea uh, dispozițiilor Curții Constituționale sunt două categorii. În primul rând, magistrații, pentru că nu au făcut aplicarea. Efectelor deciziei Curții Constituționale din 2018 și, în al doilea rând, Parlamentul, pentru că nu a pus ac în acord, în termen de da. 45 de zile, aceste norme declarate neconstituționale cu deciziile Curții Constituționale. Iar dacă se întâmplă în această țară ca anumite persoane, mai mult sau mai puțin influente, care au ocupat sau ocupă funcții, publice și care au probleme penale, dosare pe rol, să fie, să fie achitate pe beneficient de prescripție, da. nu este nimeni vinovat decât aceste două categorii care profesionale pe care eu le-am menționat anterior. Nu este nicio tragedie ceea ce se întâmplă, este un efect firesc al unui sistem de drept foarte bine pus la punct, în care și unii și ceilalți pot să scape. Da foarte multă iritare a creat în rândul populației decizia și aprobată de de parlament de a mări salariile primarilor. Și iarăși aici eu am un punct de vedere zic că a fost ales momentul foarte foarte prost pentru că altfel nu au niște salarii nemaipomenit de mari primarii, cel puțin cei de municipii, chiar și aici fac o paranteză, la un moment dat un tânăr din străinătate a venit și discutând m-a întrebat ce, primarul vostru din Făgăraș ce, ce de salariu are. I-am spus aproximativ pentru că nu știam exact, la care tânărul a spus, vai de mine, zice, și stă pentru așa puțin bani cu atâta responsabilitate și, uh, și cu atâtea lucruri pe, pe cap pe care trebuie să le rezolve. Deci uh, ar fi, asta un punct de vedere. Pe de altă parte și motivarea cred că n-a fost corectă, că nu pot face alte lucruri. Păi în momentul când tu te duci te zbați ca să ajungi primar știi că în momentul acela ai niște restricții de făcut decizia din punctul meu de vedere a fost una eminamente politică stimularea primarilor pentru a aduce mai multe voturi pentru a avea o cu totul altă atitudine în toate categoriile de alegeri și nu numai în, în cele privind administrația publică locală Cred că factorul predominant a fost cel politic. Pe de altă parte, în momentul în care, așa cum bine ați spus, te arunci sau participi la o asemenea luptă, Cunoști și consecințele, ce înseamnă privațiunile funcției, restricțiile pe care le ai și totodată știi foarte bine și ce salariu vei avea în momentul în care vei ajunge primar. Sunt niște chestiuni pe care nu le descoperi da. atunci când ești investit în funcție, ci le știi dinainte și este o chestiune și de asumare. Eu aș face câteva modificări în, în ceea ce privește atât alegerile locale, cât și județene, cât și parlamentare, ori prezidențiale. Și care ar fi aș acestea? impune niște condiții uh, mai restrictive pentru cei care vor să ajungă în demnitățile acestea publice. În primul rând, să aibă o bună pregătire profesională este prima. Să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care au dovedit ceva în viața privată, pentru că în momentul în care tu te duci sau aspiri la o funcție în care vei reprezenta uh, o comunitate, trebuie să fii tu însuți un model după care să te erijezi în uh, conducătorul unei sau reprezentantul unei comunități. Uh... Pe de altă parte, critica vis-a-vis uh, -vis de majorarea acestor uh, venituri vine și din următorul punct de vedere. Unii primari, după ce ajung în funcții, se cam îmbogățesc, devin uh, niște uh, factori de influență locală puternici. Iar lucrul acesta contrastează cu ceea ce spun ei acum, ca argumente pentru pentru majorarea salariilor. Cred că această majorare ar fi trebuit să privească mai multe categorii sociale. Să vii acum să majorezi salariile doar a primarilor îi se pune o pecete de, de pomană electorală, de interes politic ascuns pe care tu ca partid sau reprezentant al unui partid de guvernământ nu îl poți combate rămân la concluzia că a fost o decizie strict politică. Sau factorul politic a contat cel mai mult. Și zic eu, momentul a fost prost ales. Iar momentul tot. nu a fost prielnic. Da, nu a fost prielnic, da. așa că populația zic eu, pe bună... Nu re... faci decât să da. indignezi populația, da. să creezi uh, o, o revoltă mult mai mare decât cea existentă. Nu era cazul să se facă așa ceva. Iarăși uh, este îngrijorată uh, o mare parte a populației, de această inflație și de prețurile mari care vin la energie, și nu numai, nu numai. Cum vedeți rezolvarea? Că vedeți, acum sunt puse pe tapet mai multe modalități de a rezolva această creștere și a estompa oarecum efortul populației la plata energiei, atât termice cât și electrice. Da. Pentru a înlătura aceste efecte negative în ceea ce privește energia electrică sau termică, trebuie să înlăturăm cauzele. Odată ce tu ca stat îți închizi capacitățile de producție, retehnologizezi sau tehnologizezi hidrocentrale în proporție de peste 90%, dar nu le pui în funcțiune, adică nu-ți creezi resursele sau capacitățile de a produce energie, se ajunge în această situație. Iar soluționarea acestei probleme este repornirea sau pornirea hidrocentralelor și celorlalte capacități alternative de producție. Noi nu putem în permanență să jucăm după această partitură a Uniunii Europene prin care noi să fim obligați să ne, nu să băgăm în conservare capacitățile alternative de producție, respectiv termocentrale sau hidrocentrale, ci să le distrugem sau să le desfințăm. Nu se poate lucrul acesta. Nu putem să le înlocuim cu resurse alternative care nu poluează mediul sau alte lozinci de genul acesta, cum sunt panourile fotovoltaice. Ele sunt bune, dar la un nivel restrâns. Sau dacă la un moment dat voi putea să înlocuiască hidrocentralele sau termocentralele, este nevoie ca ele să, să, să funcționeze un timp mai mult sau mai puțin îndelungat în, în paralel, pentru a avea certitudinea că aceste, aceste variante alternative pot să înlocuiască cele care la acest moment sunt, sunt confirmate, cum sunt hidrocentralele, cum sunt termo, termocentralele. Și de curând am văzut o știre din Germania: unde uh, guvernul german a luat măsura de a desfința parcuri eoliene și a, a reporni, a repune în funcțiune minele de, de, de cărbune pentru producerea energiei. Închei spunând că nu putem juca în permanență după o partitură străină, pentru că ne facem nouă rău, foarte mult rău. Prin uh, această afirmație vă situați uh, oarecum? De partea unui curent suveranist care văd că ia amploare în toată Europa. Întotdeauna am fost un suveranist și un naționalist convins. Dacă mi-a plăcut o materie la școala aceasta, a fost istoria, și la acest moment studiez în particular în timpul liber. Cărți de, de, de istorie îmi place să cunosc contextul de unde am venit, unde suntem, și poate uneori să și anticipăm ceea ce, ce ne așteaptă. Sunt un român convins, sunt un naționalist convins și nu mă abat de la, de la această gândire, chiar dacă ea poate să îmbrace alte forme politice decât cea din care, la acest moment, fac parte iarăși este o discuție uh, foarte aprinsă pe tema pensiilor, odată a pensiilor speciale, Da hai să discutăm uh, pe prima dată despre pensiile speciale. Uh, spun că nu sunt necesare, că se vor desfința și iată că a trecut atâta timp și nu s-a întâmplat nimica. Uh, și eu spun corect ar fi ca să se meargă pe contributivitate. Și, într-adevăr, unele, unele categorii speciale, să mai văd ceva în plus, dar nu, nu exagerat. Trebuie ca în politica socială vis-a-vis -vis de, de pensii, guvernul sau Parlamentul României, cei care decid, să adopte un sistem unitar de calcul al acestor pensii. Da. E pe contributivitate sau alte modalități de calcul. Pe de altă parte, trebuie odată pentru totdeauna să dispară această noțiune, că pe alocuri este doar o noțiune de pensie specială. Pe de altă parte, nu văd, nu văd de ce și noi parlamentari am beneficiat de anumite avantaje, că la un moment dat ai ocupat o demnitate publică. Nici noi nu putem să ne justificăm ce privilegiul pe care legea ni-l ni oferă. Pe de altă parte, nici în cazul magistraților, de exemplu, nu este corect acel. Acea, nu este corect acea modalitate de calcul a pensiei. 80% din venitul brut pe ultima lună. De. Și aici trebuie să se intervine. Pentru că dacă, dacă nu se creează un sistem uh, unitar uh, care să tempereze această revoltă care există în societate, aceste, această temă permanentă a pensiilor speciale va fi o marotă exploatată uh, la fiecare perioadă presă sau electorală. Și atunci lucrurile acestea trebuie să dispară odată pentru totdeauna din societate. Ele își, gă își au rezolvarea la acest moment, dar ea trebuie să fie implementată și ridicată la statut de lege. Chiar se critica în presa națională faptul că ați votat în viitorul buget, adică a fost prins, nu ați votat, a fost prins în, viitor, în viitorul buget acea indemnizație pe care o primesc foștii parlamentari. Tot ca un fel de, de pensie, nu, să zicem. Dar indiferent de denumirea de pe care o au, toate aceste anomalii au o bază legală. De aceea, datoria noastră este de a înlătura aceste anomalii și de a crea un cadru legal echilibrat și unitar. Ca această revoltă din, din, din societate să dispară. Pentru că nu se face decât pe tema pensiilor speciale să se azmută o categorie socială mai puțin da, privilegiată împotriva unei alte categorii. Vedeți, argumentele oamenilor simpli sunt la rândul lor simple. Și eu am muncit 40 de ani, da. și eu am muncit 50 de ani, și eu am stat în condiții mai mult sau mai puțin favorabile. Aceste lucruri trebuie să dispare și uh, voi dispărea doar prin, uh, printr-o abordare echilibrată și onestă a acestei probleme. Da, și aici iar a trebuit uh, văzut un pic și la salarii, că uh, vă dau un exemplu. O secretară de la Spitalul Municipal Făgăraș, care a lucrat 40 de ani, 40 de ani, a ieșit cu o pensie de 1.100 lei. Cât e acum ajutorul pe la care n-a lucrat 5 minute. Cinci aceste minute. aceste quantumuri da. sau acest quantum da. în după o viață de muncă trebuie să dispară. Ar fi bine ca în țara aceasta să avem stabilite prin lege un minim decent și un maxim decent. Da, corect. Și între aceste două limite să oscilăm în funcție de categoria profesională de importanță, corect. pentru că ele criteriile sunt abstracte, dar noi trebuie să avem niște limite. Nu se poate. Aia nu este limită, 1100 de lei. Aia, de. După 40 de ani de, de muncă, de. dacă unui om acum, unui tânăr, îi spui, peste 40 de ani vei câștiga 1100 de lei, 210 euro, de. acea persoană nu se va duce la muncă niciodată. Nu se de. poate așa ceva. Deci, aceste, repet, aceste anomalii trebuie să dispare. Aceste uh, situații uh, înjositoare trebuie să dispară Pentru că o persoană care vine și îți expune această situație, după 40 de ani de muncă, să ajungă la 1100 de lei, ce explicație poți să-i dai? Da. iar o altă categorie care eu știu să lucrează 25 de ani într-un anumit sistem unde nu care lemne cu spinarea și nici nu intră în mină se pensionează cu 1000-1500-2000 de euro da. este, uh, sunt anomalii care nu pot fi explicate de aceea trebuie să intervină de urgență o lege care să, uh, să uh, echilibreze această, această situație, să-i scoată pe unii pe o, să scoată unele persoane din statutul de, de înj înjosiți, iar pe ceilalți să-i coboare de la, de la statutul de privilegiații. Tot în privința măririi pensiilor, nu credeți că ar fi mai corect așa ca uh, măririle acestea de pensii să se facă diferențiat? Adică de la o anumită limită, să zicem, se dă 15% până la 3.000 de lei. După 3.000 de lei până la 4.000 de lei, să se dea 12% și mai sus 10% numai, ca să nu, practic, mărind cu același procent, crește inegalitatea de la mărire la mărire. Ba da, așa ar trebui să se facă. Și nu ar mai trebui să se calculeze electoral, pentru că fiecare partid are o anumită nișă. Care îl, care îl votează și nu ar trebui să se să se facă aceste calcule în funcție de zona electorală spre care tinde un partid sau în care se regăsește de aceea este binevenit exemplul, exemplul dumneavoastră și sunt de acord cu el de, sau poate chiar de la un anumit quantum în sus să nu se mai procedeze la mărire pentru că 15% din 10.000 de lei este diferit cu 15% din 1.100 de lei da dar practic trebuie, De două pensii în plus față de cât are cel nici zic, nu se discută. Da. Dar nevoile sunt aceleași. Nevoile, acelea, nevoile dar... sunt aceleași. Acel om nu mai lucrează, acel om nu mai merge la serviciu, nu mai are copii de crescut, dar nevoile nu pot să fie la o, la o persoană de 10 ori mai mici decât la cealaltă. Nu vorbim uh, în sensul invers, ca o persoană are nevoie de 10 ori mai mari, ci acea persoană ne ducem înspre cel amărât, înspre cel defavorizat. Ne apropiem de, de sfârșitul emisiunii. Uh, care este poziția dumneavoastră în. Uh, privința războiului care se desfășoară acum în, în Ucraina? Ar trebui să luăm ca exemplu experiențele, cele două experiențe anterioare la care am fost filiți de istorie să luăm parte, primul și al doilea război mondial, să tragem învățăminte din ele, să concluzionăm odată pentru totdeauna că neutralitatea este singura poziție pe care noi la acest moment ne o permitem. Nu putem fi niciun avampost nici al NATO, pentru că vom fi o țintă principală a Rusiei sau, eu știu ce alte țări se vor coaliza de partea Rusiei și vor ataca țările NATO. Pentru că NATO este doar o organizație uh, care poartă uh, atributul comenduirii militare. Ea nu este o țară. Dacă uh, vor fi atacate țările, vor fi atacate țările membre NATO și nu NATO. Care, așa cum am spus, nu există. Este doar o structură de, de coordonare. Ar trebui să ne declarăm neutralitatea, să nu participăm nici de o parte, nici de cealaltă și așa cum bine a spus uh, Fostul ministru al apărării, domnul Vasile Dâncu, iar acest lucru i-a fost pus în spate, a pronunțat cuvântul pace. Dacă există ceva bun într-un război, prin absurd vorbind, că bine dar în război nu, nu, nu există, exista, da. Da. dar dacă există ceva mai puțin rău într-un război, acel lucru este pacea. Iar până când țările membre NATO și de partea cealaltă Rusia nu se vor ridica la unison și vor cere pace, în această, în această țară nu va fi bine. Sau în această lume, în această zonă uh, a, a Europei nu va fi bine. Iar uh, în aceste momente cred că ar trebui uh, să primeze profesioniști în conducerea țării. Știm foarte bine că în perioada celui de-al doilea război mondial am fost sub conducere militară. În perioada primului război mondial am fost, deși am fost uh, regat la acel moment, conducerea care a avut decizia a fost conducerea militară nu avem ce căuta în acest război nu este un război al nostru am avut și noi războaiele noastre și am ieșit întotdeauna deși am terminat în tabăra învingătorilor am fost tratați ca învinși sau uh, capitulanți uh, nu dacă există ceva bun în această, în această situație aceea este pacea pare se că și acest război este uh, nu numai generat, dar și întreținut de profitul economic al fabricilor de armament și alte, alte, lucruri de genul acesta sau din această categorie, iar noi ca popor, în primul rând creștin, nu trebuie să luăm parte la moarte. Fie că o generăm, fie că încercăm să o, să o evităm. Sper ca cei care la acest moment decid soarta acestei țări din punct de vedere, și din punct de vedere militar să aibă înțelepciunea necesară de a decide conform interesul acestui țări și anume neutralitatea. Domnule senator, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și cu siguranță ne vom mai revedea. Și eu vă mulțumesc. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.